Mâine de la ora 11, FC Argeș va juca un nou meci amical întâlnind în trivale pe FC Piatra Olt. Oficialii alvioleți își doresc o nouă evoluție bună din partea echipei. Sunt mulțumit de jocurile amicale pe care le-am avut. Rezultatele ne-au mulțumit, mai puțin ultimul rezultat, deoarece nu am reușit să marcăm, probabil și din cauza vântului puternic nu am putut să ne desfășurăm activitatea în mod normal. Bine, până în acest moment am jucat doar cu echipe de Liga a 3-a. Sper să o facem bine când am începe cu echipe de același nivel sau, bineînțeles, cu Universitatea Craiova, echipe de nivel superior. Amicalul cu Universitatea Craiova va avea loc la finalul acestei săptămâni în Bănie, oltenii pregătind meciul cu Steaua. Va fi un test pentru noi, pentru acești tineri care acum îmbracă tricoul alb-violet. Sper să facem o figură frumoasă și să bucurăm oamenii, cetățenii orașului, practic. Până la urmă, noi suntem sufletul lor, inima lor. Cum până la startul campionatului au mai rămas puține săptămâni, FC Argeș își face ultimele retușuri și în privința lotului de jucători. În mare parte s-a fixat lotul, știu, avem acești jucători de pe la Nicolae Dobrin, școala de fotbal, și s-ar putea, și ieri am putea discuții referitor la băiatul ăsta de la Albota, de la Olas, fundaș central, dar din păcate nu am concretizat nimic. Poate pe viitor reușim să colaborăm și cu ei.